Prezent la Regio TV Transilvania, în emisiunea Fapte în Balanță, moderată de Ana Tudoran, Septimiu Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, a declarat că este mândru de elevii șimleoani care vor reprezenta județul la etapele naționale ale olimpiadelor școlare și că, în acest an, va crește valoarea premiilor pe care le va acorda, astfel că fiecare elev calificat la etapa națională va primi câte 250 de lei față de 200 de lei anul trecut. Mă bucur că și în acest an pe listele pe care le-am primit astăzi, de fapt am primit ultimele liste, avem 30 de premianți. 30 care de fapt sunt 28 pentru faptul că domnul Nosal Raul de la Colegiul Iuliu Maniu și domnișoara Brăbana Andra de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu au primit, s-au calificat la două obiecte. Respectiv avem 28 de elevi, dintre care cei doi dublu laureați și în concluzie vom acorda suma de bani dublată. Absolut mi se pare o chestie elementară de recunoaștere a performanței lor. Nu în ultimul rând va fi premiată și echipa de volei a Școlii Gimnaziale Silvania, care s-a calificat la Olimpiada Națională de Volei. Și vom acorda un premiu pentru că mai avem încă o echipă care este calificată la o fază națională, o echipă formată din 10 elevi care sunt calificați la Olimpiada Națională de Volei, echipa Școlii Silvania. Vom acorda și acestei echipe un premiu de 500 de lei. Premierea olimpicilor va avea loc în 3 aprilie, iar primarul Septimiu Țurcaș a precizat că întotdeauna a fost de părere că performanța trebuie stimulată și că administrația locală trebuie să se implice pentru a-și susține valorile.